În județul Călăraș, rata de promovare înainte de contestații înregistrată de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020, atât din promoția curentă cât și din promoțiile anterioare, este de 51,61%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 61,19%, iar pentru promoțiile anterioare, 19,41%. Camelia Croitoru, inspector școlar general, ne dă mai multe informații. Ce procent de promovabilitate am înregistrat la nivelul județului la prima sesiune a bacalaureatului? Dacă vorbim de seria curentă, la prima sesiune de bacalaureat, procentul este de 61,19%, dar cu licee care au avut procent de peste 90%. Au fost foarte mulți înscriși din seriile anterioare? Au fost foarte mulți înscriși din seriile anterioare, așa este, din cei 1700 de candidați, peste 300 au fost din seriile anterioare. Note de 10? Nu, nicio notă de 10, dar sunt note de 9,95, 9,98. Sunt note foarte mari. Dar au luat 10 pe diferite materii? Au luat, bineînțeles, 10 pe diferite materii. La prima probă EA, la limba și literatura română, sunt 13 candidați de nota 10. La a doua probă EC sunt 35 de candidați cu 10, iar la ultima probă, la cea de alegerea profilului, proba de alegerea profilului, sunt 46 de candidați. Avem licee cu promovabilitate 0? Da, avem două licee. Este vorba de Liceul Ion Ghica din Oltenița și Liceul Tehnologic numărul 1 Borcea. Știu că la un moment dat legislația prevedea ca liceele cu promovabilitate 0 să-și piardă statutul de liceu. Da, nu. Dacă au promovabilitate 0%, nu mai pot cere în anul școlar următor clasa nouă la zi de liceu. Puteți să ne spuneți primele 3, primele 4 licee sigur cu promovabilitate cea mai mare? Sigur că da. Aici este o diferență oarecum paradoxală pentru mine și nu pentru că nu și-a meritat acest loc, dar dacă ne uităm puțin la medii, se mai schimbă oarecum balanța. Pe primul loc este Liceul Teoretic Mihai Eminescu, anul acesta, pe locul 2 Colegiul Național Barbu Știrbei, pe locul 3 este Colegiul Neagră Basarab din Oltenița și pe 4 Liceul Danubius din Călăraș. Ce vreau să vă spun este că cele mai multe medii, cei mai mulți copii care au luat, au obținut bacalaureatul cu medii între 8 și 9,99, sunt la Colegiul Național Barbu Știrbei. Sunt 148 de candidați care au avut note între 8 și 9,99. Eminescu a avut 93 de candidați cu aceste medii, iar Neagoie 87 de candidați. Oricum, rezultate foarte bune pentru ei. Îi felicit pe toți că au rezultate cu mult peste media pe țară și sunt convinsă că atâta timp cât există competiție între noi, poate fi pentru celelalte licee un duș rece, astfel încât în anul următor să ne revenim și avem toți rezultate bune. Aveți foarte multe contestații depuse, ele de care nu au reușit să treacă de acest examen. Când își pot depune și când începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului? Sesiunea de toamnă este în luna august. Mai avem o sesiune, o etapă specială, acum imediat, după bacalaureat, după prima sesiune, pentru cei care au fost izolați, carantinați sau bolnavi. Noi avem doi elevi la nivelul județului, amândoi din Oltenița. Până pe 3 trebuie să-și depună documentele medicale pentru a putea susține examenul. Și pentru actuala sesiune, când vor fi afișate rezultatele finale după contestații? Pentru actuala sesiune, pe 5 iulie, finalul. Sunt convinsă că după contestații, rezultatele elevilor vor fi mult mai bune decât în prezent.